Salut, prieteni, bine ați venit pe Copăringul Săptămânii, pachetele ca de obicei de la Weekend League și Division Rivals. Gold 1 la Weekend League, rang 2 în divizia a doua la Division Rivals. N-am mai avut chef să mai joc săptămâna asta toate meciurile, aveam multe meciuri de jucat aseară și le-am lăsat așa. Echipa săptămânii de data aceasta este una mai slabă, s-ar putea să fie cea mai slabă echipa săptămânii de până acum. Sunt, iată, de ce Karim Benzema vârf, a luat și el uniform, 4 stele cu 4 stele, dar are medium cu low. Nu știu, nu are prea multă viteză, este, să zicem, destul de mediocru acest card. Di Maria a mai luat uniform pe partea stângă acolo și probabil că n-are finishing, forță și așa mai departe, dar e un card destul de bun tehnic. În echipa asta, nu știu dacă găsești un mai bun, poate Alejandro Gomez, care e aici pe poziția de CM. El este cam 87 argentinianul ăsta nebun, îl știți, e forță, mie îmi place mult cardul ăla. A luat și Guerreiro un inform pe poziția de LM, pe dreapta avem pe Cancelo, care nu mai este fundaș, este RM, dar merge, poate să faci, să-l faci într-o formație cu 3 fundași, îți aduce niște opțiuni în plus. Îl mai avem pe Nelson Semedo, de la Barcelona, care n-a mai luat uniform de multă vreme, și Jimenez, de la Atletico Madrid, de 86. În poartă, n-avem portar bun, e Benitez, și îl mai avem pe Kerber. Paulson are și are și uniform aici de 84 și pe bancă în rest jucători slabi. Carlos Eduardo mai are 5 stele? 4. Înainte avea 5 stele. Cam asta este echipa, în rest nu sunt jucători cine știe ce. Mai e acest băiat spaniol aici la mijloc. Cam asta este Team of the Week-ul 20. Deci n-am pierdut nimic că n-am scos elitul de data asta. Knight, n-are ce să spice la informii roșii. Di Maria sau Gomez ar fi singurii care ar aduce un plus. Și sunt cele două player pick-uri. Hai să vedem ce aduc acestea. Guerreiro, Benitez și Paulson. Paulson de la Leipzig, Guerreiro de la Dortmund. Dar s-ar putea să le ia pe Paulson. N-are long shots. Nu știu. Sau Guerreiro. Dar nu știu, ăsta pe atac nu pare atât de bun. Habar n-am, sincer, pe ce se iau. Cred că le iau pe ăsta. Pe Guerreiro. Să fie. Că e de la Dortmund. Și-l mai am pe Royce acolo, cine știe. L-am luat pe ăsta, oricum nu o să joace nici ăsta, nici Paulson n-ar fi jucat. Și Hilton, mamă, deci cel mai slabe player pick-uri din istorie. Skubic, Klich, Hilton și Wendt. Hilton are 44 pace, nu mă gândesc să-l iau pe ăsta. Băiatul ăsta joacă Turcia, da, Germania, îl iau pe Wendt, care are 78 defending. Și Guerreiro, hai că am luat pe partea stângă din Bundesliga. Mamă, 82 și 81 OVR, pușcărie totală. Și a mai schimbat echipa, l-a văzut pe Cristiano Ronaldo. Așa arată echipa mea în momentul de față și vreau să-l iau, cred, pe Paul Pogba aici. M-am gândit dacă să-l iau pe Pogba sau să-l iau pe Neymar. Dar am nevoie de un mijlocaș central. Și e și Crespo în echipă, care în 8 meciuri a dat 8 goluri și 5 pase. Nu-i rău deloc. Cardul ăsta am cumpărat, are și un SBC Crespo. Dar nu m-am hotărât încă dacă o să rămân cu el. Și aici aleg opțiunea cu pachetele tradable. 3 mega pack-uri și un jumbo premium gold pack. Hai să vedem dacă aduce unul dintre pachete un walkout. Și dar pachetele sunt vreo 6 pachete. Hai să deschidem cele 3 mega pack-uri de la Division Rivals. Începem cu astea. Ușor, ușor, așa spre pachetele alea de 100k. Și n-avem nici măcar boards. Super, Bacambu, nu? Din China. Danny Rose, am înțeles, păi ăștia sigur nu se vând, poate Alessandrini, acum care link cu Ibrahimovic, dar în rest nu mă aștept la altceva. Alessandrini nu, e 700. Victor Vasquez, nu costă nimeni nimic. Bun, cu ei se la acestor contracte, 3 squad fitness, kitul lui Arsenal și al Poloniei, Slavia Praga, nu trebuie ăla. Da, pușcărie, ce să zic, primul mega pack foarte slab, nu-i problemă, mai avem pachete pe aici. Hai să continuăm cu încă un mega pack din care nu pică niciun walkout. Poate borzi de data asta? Nu, incredibil, brazilian, cine este? Oh, Tyson, de la Shakhtyor, sunt convins că e Quixel și ăsta, Tyson. Ia să-l vedem, 800, super. Rashford 2300, cel mai scump jucător de până acum. Ăsta este. Este mult mai bine oricum să iei coins, dar făcând pe opening, mizez mereu pe pachete. Jones este 650
Și îl dau și pe ăsta cu 450. Și cam aia e. În rest, un singur squad fitness, slăbuți kitului Sharky și multe carduri de astea de schimbare a poziției jucătorilor. Am ajuns la 340 de mii. Mai sunt încă 4 pachete și mai sunt și alea două pachetele alea bune. Încă sper să se întâmple ceva. Ok, primul jucător mai high rated. O să fie Raul Albiol. Aoleu, doamne. Albiol. Hai că cred că se vinde, că e un SBC cu Napoli. Raul Albiol de Rossi, hai că 4600. Mai bine decât a fost până acum. Ok, 4 squad fitness-uri. Astea sunt cele mai importante din mega pack-uri. Kitul Norvegiei, o nebunie totală. Bun, hai că am făcut vreo 10K de pe acest pachet. Și o să deschid unul de 100K, mai am un pachet de 15K. Și încă unul ca acesta. Nu este wow, sunt 24 de jucători de gol, dragi. Hai mă, ei, inform. Hai că e bine, polonez. Aoleu, da, am înțeles. De la Leeds, nu? Clich. Ce card, bă. Ăsta e de Quicksilver, sigur. Dar inform și Ibrahimovic. N-a de aici, Ibra de 85. Era scump când era SBC-ul, acum nu cred că mai e. Probabil nu multă lume nu-l folosește pe ăsta. 9000, hai că e bine. Clichie 10500. Sunt mai mulți jucători care se vând aici. Uite, Rufie 3300 și îl mai avem și pe Marțial care e tot pe acolo. Bun, mai luăm 9000 de pe Quicksell. Am văzut foarte mulți jucători. Sunt aproape de 400 de K. Și hai cu pachetul de 15000. Și după aia ultimul e cel de 100. Hai să-l vedem pe ăsta. Borz, nu-i rău deloc. Spaniol. Vârf de atac de la Villarreal este Gerard Moreno. Ia Moreno și Augustin. 1400 de pe ăsta. Deși are 82, nu este card de gold. 1800 e și Cordoba ăsta. S-ar putea unii jucători să fie mai scump decât credem noi. Și sigur am ratat câțiva pe parcurs, care poate costau vreun ca și l-am dat cu Excel. Dar lucrurile astea se întâmplă, nu stau să-i verific pe toți. Ar dura mult prea mult. King Abdurak Sport City. Uite, aici s-a jucat Supercupa Italiei. Dintre Juve și Milan. Și ultimul pachet, de 100 de K. Am 400 de K în acest moment. Avem oare un walkout? Nu se întâmplă, mamă, și au fost multe pachete. Și totuși Borz. Tot spaniol, mamă, ce cu spaniolii? Tot Albiol. Sunt blestemat cu Raul Albiol. Așa ceva. Vreo 3400 și rufie asta. Se vinde și Kepa cu siguranță și Acerbi. E decent. Bun. Încă 11K din Quicksell și cred că am ajuns undeva la 400 24.000 și nu știu, l-aș lua pe Neymar, dar trebuie și un mijlocaș central. Neymar costă în acest moment 592.000. L-am luat pe Neymar, l-am luat și pe Sandro, dar am rămas cu 44.000, nu mai am bani de Witzel. E vreo 50 ceva de mii, o să rămân cu Delaney și cam asta este echipa, cred că îl pun pe Delaney vârf și pe Royce cam, ca să aibă Delaney full chemistry. Royce n-are nevoie neapărat de 10 chemistry și asta este noua echipă. Este mai echilibrată, de-aia l-am dat pe Ronaldo, am vrut să am o echipă mai echilibrată acum că s-a mai schimbat stilul de joc cu noul patch. Și sper să meargă totul bine, o să joc bineînțeles ca de obicei pe StreamCraft, pe live, meciurile de Weekend League, sâmbătă și duminică probabil. Cam atât, prieteni, sper că v-a plăcut acest pack opening, dacă da nu uitați să lăsați un like acolo, apreciez foarte mult și mersi că m-ați urmărit, cam atât. Pa!